Remus Vulpescu, fostul șef al oficiului de privatizare din Ministerul Economiei, a fost propus pentru șefia complexului energetic Oltenia. El susține că producătorul de energie din Gorj are nevoie de o conducere bună și de soluții clare. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Vulpescu a subliniat că șefia CEO Oltenia ar fi o povară pentru că societatea are nevoie de o conducere bună. Șefia CEO nu este un premium, ci o povară grea pentru oricine s-ar încumeta să încerce să oprească prăbușirea. Astăzi, CEO nu are o echipă managerială completă și unită, nu are soluții clare și nu s-a desprins de jocurile politice care i-au făcut rău. CEO este un angajator și un producător de energie cu adevărat de importanță națională. Cu sau fără mine, CEO are nevoie de o conducere bună până nu este prea târziu. Vă urez numai bine, a scris acesta pe Facebook. La această postare a primit reacții și de la reprezentanții salariaților. Sindicatul Liber de la MC Roșia i-a urat deja baftă lui Vulpescu. Domnul Remus Vulpescu, sperăm ca prin venirea dumneavoastră la conducerea CEO Oltenia să vă alegeți o echipă managerială completă și profesionistă. Dar această echipă să nu uite că omul este cel mai de preț capital. Noi muncitorii am plătit întotdeauna greșelile mai marilor conducători din această companie. Credem că este momentul să plătească pentru declinul acestei companii cei care au adus-o în această situație. Noi vă urăm succes în actul managerial dacă veți ajunge directorul acestei companii și sperăm că veți colabora cu sindicatele pentru păstrarea tuturor locurilor de muncă. Cercul mediatic Oltchem, așa cum a fost denumită încercarea eșuată de a se privatiza combinatul Vâlcean cu investitorul Dan Diaconescu a ținut o țară întreagă în suspans în 2012. După ce Dan Diaconescu a fost desemnat câștigător cu oferta cea mai bună, acesta nu a adus banii pentru preluarea combinatului, așa că licitația a fost anulată. Cel care s-a ocupat de privatizare a fost Remus Vulpescu, din calitatea sa de șef al OPSPI. El a fost gratulat cu operativul DJ Remus de către Dan Diaconescu pentru că l-ar fi așteptat pentru semnarea contractului de privatizare cu muzica dată tare la calculator. Remus Vulpescu, avocat și lichidator judiciar, a fost numit șef al privatizărilor din România pe 15 mai 2013 de către ministrul economiei Daniel Chițoiu, după ce anterior premierul Ponta instalase director al Corpului de Control al Guvernului. Vulpescu este cel care a semnat și intrarea în insolvența hidroelectrică.